Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live, ediție de promovare electorală, alături de mine domnul Răzvan Enescu, candidatul USR Plus la primăria Ploiești. Bună ziua și bine v-am regăsit, ca să spun Bine așa. v-am regăsit. Domnule Enescu, dumneavoastră candidați la primăria Ploiești. Data trecută, în emisiunea anterioară, am discutat despre un subiect important pentru ploieșteni. Vorbim aici de poluare, disconfortul privind proasta gestionare a crizei deșeurilor, modul jalnic în care arată parcurile, mă rog, spațiile verzi din oraș. Astăzi aș vrea să abordăm mai multe teme, spun eu, de interes pentru ploieșteni, având în vedere că ele se regăsesc în majoritatea, să spunem, chestionarelor, ca și răspuns la întrebarea cu ce probleme vă confruntați, dacă ar fi să facem așa o listă de priorități pe care ar trebui să le rezolve viitoarea administrație, cu siguranță le-am regăsit pe multe dintre acestea. Aș vrea să vă propun o discuție despre ce înseamnă criza locurilor de parcare, pentru că, mă rog, cu siguranță, discuțiile pe care le-ați avut cu ploieștenii în timpul campaniei electorale și în precampanie, bănuiesc că mai ales cei din zona de blocuri s-au plâns de această criză a locurilor de parcare. Cum vedeți dumneavoastră că ar putea fi rezolvată problema asta stringentă pentru mulți ploieșteni? Păi nu doar ploieștenii, chiar și eu mă confrunt cu această problemă. Efectiv, nu avem unde să parcăm mașina. Problema trebuie rezolvată. În general, rezolvările au fost dinspre centru spre margine. În centru s-au construit o felul de locuri de parcare. Da, este obligatoriu în momentul de față să extindem capacitatea de locuri de parcare în zona centrală și aici propun o fie în zona Palatului Culturii, fie, cum se spunea, Parcul Foamei, Da. da, fie în zona cu prefectura, trebuie realizat un nou loc de parcare. Lângă Hotelul Prahova trebuie realizată o nouă parcare subterană sau supraterană. Trebuie văzut care e disponibilitatea terenului. Deci în acea zonă trebuie intervenit foarte clar și foarte ferm. Însă, ca să rezolvăm cu adevărat criza locurilor de parcare, trebuie să intrăm în cartiere. Trebuie să vedem zonele cele mai aglomerate, să vedem oportunitatea construirii unor parcări subterane sau supraterane, că altfel nu, altă soluție nu avem. În Cluj deja există 3 sau 4 proiecte, nu mai știu exact, de această natură. S-au construit niște parcări subterane și supraterane, adică sunt cu o capacitate foarte mare, iar deasupra au construit terenuri de sport. Este cea mai bună soluție. Eu am crescut la bloc, ne jucam cu mingea prin parcări. În momentul de față, copiii nu mai au unde să joace cu mingea, pentru că parcările efectiv sunt inundate de mașini. Bineînțeles că și oamenii au nevoie de mașini. Din nefericire, normativele de construcție comuniste subestimau mult numărul de locuri de parcare. Trebuie să rezolvăm ambele probleme. O astfel de parcare ar rezolva aceste probleme. Da, cu siguranță este nevoie de astfel de construcții. Acum, dincolo de disconfortul creat pe perioada lucrărilor, eu sper ca un astfel de proiect să nu dureze cum a durat metroul din drumul Tapereni, 9 ani, așa, și ca lumea în perioada asta să umple frigiderele tuturor celor implicați în procesul ăsta. Până la urmă, a construi o parcare nu e chiar așa un obiectiv îndrăzneț. E perfect realizabil, așa cum a spus dumneavoastră, se întâmplă în orașe din România, nu din Europa dezvoltată. Și cred că pot fi identificate inclusiv terenuri care aparțin de domeniul public și care, din păcate, au fost confiscate de anumiți locatari. Astăzi am revenit asupra unui subiect din zona de vest, pe strada Percean. Cred că acolo este exemplu perfect de lipsă de autoritate. A venit primul cetățean care și-a făcut o baracă, da, pe spațiu verde. După care vecinul, păi dacă Ionuț a putut, de ce să nu pot și eu? A venit și Gigi și așa au apărut niște orori făcute pe domeniul public. Cred că am sesizat
cred că a trecut o lună de când am publicat primul articol. Între timp au mai apărut încă vreo 10 coșmelii de genul acesta. Reacția primăriei Ploiești lipsește cu desăvârșire, deși, repet, unul dintre locatarii, să spunem așa, indignați de ceea ce apare sub balconul lui, a demonstrat inclusiv cu acte că este domeniul public al primăriei. Nu există niciun act de concesionare sau de închiriere pentru proprietarii acelor garaje ilegale. Scuzați-mă un pic că vă întrerup. Păi atunci, de ce mai avem la poliția locală departamentul de verificare a autorizațiilor? Bună întrebare. Bună întrebare. De ce mai avem autoritate locală în general, nu? În general. Da, da, pentru că și primăria are inclusiv departament de control urbanistic. Bineînțeles. Care la fel... Avem serviciul de urbanist. Da. Bun. Și cred că dacă primăria și-ar face cu adevărat datoria, ar descoperi multe astfel de situații, iar domeniul public ar trebui construite, nu știu, parcuri, parcări, locuri de joacă, care să fie în beneficiul tuturor cetățenilor din zonă, nu a unui gigel sau... Primăria în momentul de față are inclusiv o problemă în a inventaria toate imobilele aflate în proprietate. În momentul de față, dacă cerem o listă completă și reală, da? Da. O listă există. N-am niciun dubiu și cred că poate fi pusă la dispoziție în 5 minute și cred că pe site-ul acela, grămada de documente, cred că chiar găsim așa ceva. Însă primăria, în momentul de față, în mod real, nu are o bază de date a tuturor imobilelor aflate în posesie. Ce să ne mai mire? În haosul ăsta, practic, da. Nimeni nu găsește nimic. Da, da. Da, din păcate. Ar fi un model de urmat cel al primăriei Brașov, care cred că de 8 ani de zile a implementat acel sistem de închiriere a locurilor de parcare în zona blocurilor, astfel încât, eu știu, după ora 16, locatarii să aibă rezervat un loc de parcare, nu știu, 1-2 de apartament în funcție de posibilități, poate fi luat în calcul un astfel de sistem? Trebuie discutat cu experții în trafic. Dacă este să spun părerea mea pur subiectivă, da, pur subiectivă, nu. Credeți-mă, soția mea este brașoveancă, chiar dacă socrii mei dețin două apartamente acolo, în Brașov, și se plătesc taxe în Brașov, pentru că nu este un chin să parcăm mașina în Brașov. Da? Nu este un model de urmat. De ce? Pentru că primăria în momentul acela vinde pielea ursului din pădure. Da? Vinde niște dungi pe un teren public. Este terenul tuturor. Primăria trebuie să construiască ceva. Da? O taxă de parcare, îmi pare rău, este o măsură nepopulară, este obligatorie. Că toată lumea mă întreabă de unde bani să construim aceste parcări. Banii vin din taxa de parcare. Adică nu trebuie să ascundem faptul că nu vor cădea din cer. Dacă să rezolvăm problema de parcări, trebuie să facem acest lucru, să plătim și o taxă. Însă, rezervarea locului de parcare în acest mod, da, creează, știți, efectul cobra. Da, rezolvăm o problemă și creăm altă problemă. Nu știu dacă mergeți în Brașov în mod curent, însă acolo de foarte multe ori am întâlnit situația în care jumătate din parcare este goală, dar n-am unde parca pentru că își ridică exact tot felul de opritori. Da, nu este un mod de acolo și sunt și ilegale acele. Da, da, din păcate asta se întâmplă. Eu cred că ploieștenii ar fi de acord să plătească o taxă anuală pentru un loc rezonabil, taxă rezonabilă. Absolut, acum nu cred că cineva ar putea pune o taxă uriașă care să fie inaccesibilă majorității ploieștenilor. Nu cred că s-ar risca să iau astfel de măsură. Dar măcar să știe că după ora 16 are unde să-și lase mașina. Da? Cred că e una dintre principalele surse de stres pentru cei care locuiesc la loc. Unde las mașina? Bineînțeles. Da. Mai fac o mică paranteză. În Ploiești, în momentul de față, sunt 100 și ceva de automobile, da? Așa spune INSEU, da? Sunt 100 și ceva de mii de automobile. Gândiți-vă că dacă s-ar plăti o taxă de aproximativ 10 lei pe lună pentru primul automobil și pentru al doilea automobil să crească... Da, ca la impozitul pe locuințe. Da, așa. Cred că am rezolvat o mare parte din problema. Adică am avea bani să construim noi locuri de parcare. În fiecare lună, primăria ar încasa 1,2 milioane din acest an. Și cu banii aceștia vă spun că s-ar construi locuri de parcare fără probleme. Da, interesantă, să spunem, viziune. Sper ca odată, nu știu, e clar că un astfel de program nu se poate realiza peste noapte, dar m-aș bucura ca, nu știu, în câțiva ani, până în 5 ani, să nu mai vorbim
ca până acum, de unde îmi las mașina, ce se întâmplă, unde o găsesc, avariată, zgâriată, stai că a venit vecinul nervos și mi-a tras o dungă cu cheia. Eu vă spun următorul lucru, sunt ploieșteni în momentul de față care ar fi dispus să plătească chiar un abonament foarte mare și cazurile sunt chiar în centru, în parcările nou construite, da? Pentru a-și lăsa mașina în siguranță. Da? Noi nu trebuie în momentul de față, dacă vom încasa această taxă, nu trebuie să facem ce am făcut la începutul anului. Nu știu dacă mai țineți minte, cu dosariarea tâmpită. Dar ce haos! Absurd. Exact. Deci eu, în momentul de față, dețin două mașini, mașina mea și mașina soției. Am stat efectiv 6 ore să întocmesc două dosare. Nu se poate așa ceva. Da. Deci este imposibil să facem. Și gândiți-vă că sunt 100.000 de mașini. Ce se întâmplă cu 100.000 de dosare? Țara dosarului cu șină. Este perfect. Bun. Tot vorbind de mașini, ar trebui să și circulăm cu ele pe niște drumuri ok. Nu știu dacă avem în Ploiești o stradă de la un capăt la altul fără să nu existe un șanț lăsat de la un rețelar, o groapă apărută peste noapte, o gură de canal mai lăsată decât carosabilul, o dungă trasă aiurea, nesemnalizată. Astăzi am publicat niște imagini cu, apropo și de locurile de parcare, cu strada Maramureș și acolo unde SGU administrează o parcare cu plată și semnul respectiv era după un copac, da, efectiv. Da, dacă nu ești ploieștean și știi că, și, mă rog, știi din start că trebuie să plătești taxa respectivă, habar nu ai că aia e cu plată și te poți trezi cu mașina blocată. Am închis paranteza. Vom trăi ziua în care nu ne vom mai exprima deloc amabil la adresa autorităților locale atunci când dăm cu mașina în gropi, în canale, în tot felul borduri mai înalte decât ziduri chinezești și așa mai departe? Exact cum a spus dumneavoastră, aceste lucruri nu se pot face peste noapte, este evident. Adică să nu ne așteptăm că pe 28 septembrie vom avea cele mai bune drumuri. Însă, într-o perspectivă de... Mie îmi place să vin cu niște termene rezonabile. De două mandate, cred că putem avea niște drumuri civilizate. Însă cu o singură condiție. Condiția este să le reconfigurăm. Deci nu în momentul de față ce facem? Primăria nu are viziune. Da, primăria mai asfaltează, mai dă o dungă pe o bordură, face lucrări de întreținere. Nu, noi trebuie să regândim toate aceste drumuri. Da, trebuie să regândim niște sensuri unice, trebuie să regândim, am mai spus de foarte multe ori, problema nu este, drumurile nu trebuie să fie neapărat foarte late. Intersecțiile trebuie să aibă o capacitate mare de a prelua traficul. Degeaba avem, de exemplu, în zona Palatului Culturii 6 benzi, la un moment dat chiar 7-8 benzi, da? Când intersecțiile sunt probleme, ele nu pot prelua. Da? Niciodată nu o să vedem benzile alea pline cu mașini care merg. Nu, vom vedea benzile pline cu mașini care stau. Da? Intersecțiile sunt probleme. Deci noi trebuie să facem, să reasfaltăm, să nu mai dăm cu mașini în gropi, dar trebuie să le și reconfigurăm. Aici trebuie să există și niște specialiști, domnule. Să nu ne fie frică să apelăm la ei. Absolut, pentru că mințile luminate, nu vreau să generalizez, dar cei care se ocupă de zona asta de trafic rutier din primăria Ploiești sunt niște catastrofe. Îmi vine în minte exemplul din primăvară, când o minte din asta luminată a reactivat niște semafoare pe șoseaua Vestului. Dumnezeule, ce haos a putut să fie! Adică în momentul în care te gândești să iei o astfel de măsură, mă gândesc că trebuie să îți faci niște teme și să construi niște specialiști și să se facă niște studii de trafic corecte, nu doar niște chestii pe hârtie ca să iau niște băieți deștepți niște foarte mulți bani. În momentul de față noi nu avem un studiu de trafic făcut pe bune în Ploiești. Da? Bine, din asta rezultă multe probleme. Nu avem un studiu de o hartă de zgomot, adică noi ajungem în multe zone, nu putem să terminăm Pugul, da? Nu avem un studiu de trafic făcut pe bun. Da? Este o problemă. Și din acest motiv, cei din primărie nu le au apărare. Dar nu au nici cu ce lucra. Adică nu au efectiv nu au o bază de la care să pleci. Ei au făcut pur și simplu activat un semafor acolo, pentru că așa a fost la ochi. Astea sunt niște lucruri de finețe. Nu pot fi rezolvate probleme la ochi.
Bun, și trebuie niște specialiști în adevăratul sens al cuvântului și nu niște băieți care, de fapt, la bază sunt, nu știu, ingineri chimiști și plus că au fost angajați. Da, corect, aveți dreptate. Bun, tot vorbim de infrastructură. Am și o întrebare. Vă place cum arată centrul Ploieștiului? O întrebare foarte, cu un răspuns foarte previzibil. Normal că nu-mi place. Bun. Nu-mi plac multe în Ploiești. Centrul Ploieștiului în momentul de față este o intersecție, da? Avem Tac Ionescu cu bulevardul. E practic, aia e intersecția, da? Avem mașini aruncate peste tot, avem niște tarabe, avem niște bănci, farmacii și cam atât. Ăla nu este centrul de oraș. Da. Nu. Noi în momentul de față, noi trebuie să ne asumăm faptul, ori îl lăsăm în paragină, și asta este traiectoria centrului, dacă nu vom face altceva, ori ne asumăm politic o decizie să-l transformăm într-un centru viu. Decizia nu a fost asumată până acum și o spun răspicat, pentru că politicienii de până acum au spus, bun, dacă lăsăm acolo un centru viu, nu ne vor mai vota cei care stau acolo. Da. Bun, nicio problemă. Nicio problemă. Putem să lăsăm orașul în paragine și să nu facem nimic, minimă rezistență, doar să ne asigurăm că ieșim primari în continuare. Putem să facem și chestia asta. Doar că Ploieștiul va rămâne în urmă. Am auzit chiar zilele astea, am auzit o informație care efectiv m-a șocat. Eu aveam o impresie foarte proastă despre Târgoviște. Foarte, foarte proastă. În ultimul timp nu prea am fost prin Târgoviște decât așa prin margine. Și mi-a spus cineva, domne, aș vrea și eu să avem în Ploiești un centru ca Târgoviște. Oh, Dumnezeu, dacă ajungem să ne comparăm cu Târgoviște... Cu capitalea Dâmboviței. Da, suntem, da, am ajuns, da, foarte, da, rău. Și am stat și m-am uitat un pic și am început să caut și să văd niște fotografii. Mi-e tare frică ei să nu aibă un centru mult mai viu și mult mai dezvoltat decât avem noi în momentul de față în Ploiești. Aici au ajuns, aici, da, au adus administrațiile. În cazul în care veți ajunge primar și se va începe iar acea... Dacă, eu sper să nu se întâmple, negociere politică în care nu știu ce partid ia SGU, nu știu ce partid ia Hale și Piețe, luați voi TCU și așa mai departe, eu sper să nu se întâmple asta, pentru că avem rezultatul trocului ăstuia politic dezastros pentru Ploiești, nu de rând, măcar în, că tot aminteați de Parcul Foamei, să nu mai vedem acele corturi jegoase, absolut oribile, da, în care se întind de la chiloți, șosete, până la fructe, legume și alte chinezării, odată la 2-3 săptămâni. Nu, mai apare nu un târg din asta, adică, mă rog, un obor dintr-o comună îndepărtată, hai să spui că îl înțelegi, dar în centrul Ploieștiului astfel de rușine mi se pare total imposibil de acceptat. Măcar din punct de vedere neapărat urbanistic, al esteticului. Nu, asta vom avea și noi, în centrul orașului. Vom mai avea și noi un Ploiești plăcut ochiului, vizitatorului, locuitorului. Suntem obligați. Dacă nu, vom lăsa orașul să se prăbușească. Apropo de oraș și de prăbușit, mai a fost derulat în trecut un program care, cel puțin în ultima perioadă, a fost abandonat. Mă refer aici la cel de izolare a blocurilor, termoizolare, da, da, a blocurilor. În continuare avem cartiere întregi unde, pentru că la noi știți cum e, în 2008 s-a început acel mare program de izolare al blocurilor doar pe stânga-dreapta șoselelor, drumurilor păi principale. Da? Blocurile alea se văd, alea de exact. Spate nu se văd. Bun, eu mi-aș dori, de exemplu, ca și cartiere mai puțin importante, nu știu, 9 Mai, Bariera București, sunt o grămadă care nu au beneficiat de astfel de fonduri, să arate îngrijit. Iar îngrijit înseamnă, dincolo de confortul termic al cetățeanului, care evident va avea de câștigat și prin facturi mai mici la întreținere, și cel estetic, că tot vorbeam, da? Intenționați în vreun fel să continuați un astfel de program și nu doar la blocuri. Atenție că în toată această perioadă erau cei de la casă care spuneau pe bună dreptate, da, dar poate eu am venituri mai mici decât cei de la bloc, poate eu nu beneficiez nici de acea subvenție la gigacalorie, mi s-ar părea normal ca și eu, în calitate de proprietar de casă, să beneficiez de fonduri în zona asta. Cum vedeți dumneavoastră problema? Bun, în primul și în primul rând este o problemă politică și aici este o problemă care nu se regăsește doar în Ploiești. În general, noi am subvenționat consumul, da, de energie, nu am subvenționat economia de energie.
Știți cum este, ca și cum ne-ar fi frig și în loc să ne luăm o haină mai groasă pe noi, stăm cu geamul deschis și dăm mai tare caloriferul. Nu merge așa. Noi trebuie să termoizolăm blocurile ca să putem consuma mai puțin energie, să plătim mai puțin. Dar cam în 7 ani de zile această diferență se amortizează. Este un subiect foarte drag mie, pentru că eu sunt specialist în această zonă și iar în alte orașe chiar am avut proiecte de acest gen. Bun, noi în momentul de față trebuie să atragem banii europeni. Banii europeni se dau pentru așa ceva. Cei din Reșița, și în Reșița vă spun foarte clar, pentru că eu am avut foarte, foarte multe proiecte în Reșița. Cei din Reșița toate au început și ei cu drumurile principale, bineînțeles că și acolo există factorul politic și acolo drumurile principale sunt mai vizibile, dar pe drumurile principale au izolat sau au început să izoleze absolut toate blocurile, stânga-dreapta. Deci există bani europeni pentru așa ceva și pot fi accesați. Rămâne de văzut și modalitatea în care, după ce autoritatea locală face rost de fondurile necesare, modul în care aplică asociațiile de proprietari, pentru că și acolo este o întreagă nebunie, adică mă gândesc la un sistem cât de cât minimalist pentru procesarea celor dosare. Cu siguranță vor exista și contestatari și cei nemulțumiți că poate nu de mâine nu văd muncitorii pe schelă, dar mai bine să-i vadă peste o lună, o jumătate de an, decât să-i vadă, să nu-i vadă deloc. Eu vă spun că la Reșița, de exemplu, unde s-au mișcat foarte rapid cu proiectele, muncitorii pe schelă apar după 2 ani. Din momentul în care s-a demarat proiectul. Să știți că procedurile de acordare a fondurilor europene sunt destul de greoare, adică să nu ne facem iluzii. Dar ideea este că noi, ok, este o birocrație, dar nu trebuie să lăsăm asociațiile de proprietari de capul lor. Da? Ok, ei nu sunt în stare să facă nici o dosare, de-aia sunt angajați în primărie, de-aia se plătesc taxe. Da? Avem specialiști în primărie care trebuie să le ofere suport. Avem totuși 360 de angajați doar în primărie, da? 5.000 de angajați la nivel de toate instituțiile subordonate primării. Suntem o multinațională, aș putea spune. Cred că găsim totuși măcar 10 oameni care să ajute la întocmirea dosarelor. Apropo de sloganul nostru, Ploieștiul are nevoie de un arhitect, nu știu, la fel, sper să apuc ziua în care Ploieștiul, fața Ploieștiului să fie total schimbată din punct de vedere arhitectural. Și mă refer aici la faptul că primăria acum nu are o politică, să spunem, urbanistică coerentă. Au apărut situații în care în zone de case au apărut blocuri, ceea ce mi se pare inadmisibil. Gândiți-vă la disconfortul creat locuitorilor. S-au dat autorizații de construcții pentru sedii de birouri care între timp au fost transformate așa din pix printr-o simplă hotărâre de Consiliul Local trecute la și altele în zone rezidențiale, blocuri de locuințe, dar numărul de locuri de parcare a rămas același. Da. Ceea ce iarăși este o șmechereală din asta a la Ploiești, care nu mai poate fi tolerată. Unul își vopsește casa în galben, vecinul și-o vopsește în verde, celălalt în roșu. Unul își pune acoperiș metalic, celălalt în ceramic și așa mai departe. Gândiți o politică măcar zonală. E clar că nu putem fi ca în comunism, când toate blocurile trebuiau să fie gri. Dar măcar pe zone Ploieștiul să arate cât de cât civilizat, nu fiecare cum îl taie capul să-și facă o casă sau un bloc, să aibă libertatea totală în a-și alege elementele cromatice? Bun, asta este evident că se va întâmpla. În primul și în primul rând, noi avem nevoie de un nou PUC, plan de urbanism general. Fără el, noi nu putem să avansăm. Noi avem un PUC depășit, din 2009 este expirat, dacă nu mă înșel, este depășit. Noi nu putem să construim în momentul de față cu niște reglementări de acum 20 și ceva de ani. Da? Deci nu putem să facem acest lucru. Nu putem să dezvoltăm. Apropo de cei care și-au construit blocuri printre case, eu îmi pun problema. Ok, au fost făcute niște excepții, dar acele excepții sunt pentru toată lumea? Adică dacă eu sau dumneavoastră vrem să facem un bloc în condițiile similare, vom primi și noi aceeași autorizație? Eu sunt sigur că nu. Mi-e teamă să... Nu speculez, sunt sigur. Da. Avem deci eu sunt sigur. Eu sunt sigur că cel puțin în câteva cazuri este clar corupție. Și o spun răspicat și subliniez acest lucru. Sunt cazuri de corupție. Nu am niciun dubiu.
Sunt oameni apropiați în primărie. Vă spun că sunt din meserie. Sunt arhitect de meserie și o spun clar. Sunt oameni care deschid ușa foarte ușor în primărie. Sunt oameni care, arhitecți care deschid ușa primăriei cu piciorul. Am înțeles. Ca la ei acasă. Ca la ei acasă. Da, acum, nu știu, gurile rele spun că dacă un dezvoltator imobiliar, să spunem, vrea să facă un bloc în Ploiești cu, nu știu, 100 de apartamente, zice că există un fond de protocol sau ceva de genul ăsta, la niște prețuri promoționale. Dacă arhitecții aceia apropiați deschid cu piciorul ușa, investitorii deschid cu plicul. Am înțeles. Bun. Ok, deci, să spunem așa, confirmați da, politica asta specială pe care se beneficiază. Eu vă spun următorul lucru. Eu, de când biroul de urbanism era în clădirea aceea de pe linia de tramvai, eu stăteam cu dosărelul când mai luam lucrări în Ploiești. N-am mai luat de foarte mult timp. Am evitat. Eu stăteam cu dosărelul în rând cu toată lumea, cum se stă, și colegi de-ai mei de arhitecți erau chemați sus. Am înțeles, da. Cred că aveau, nu știu, aveau un telefon special. Aveau niște probleme mai speciale. Aveau un telefon special pe care dumneavoastră nu-l puteați frecventa. Bun. Vorbim de un oraș poluat. Factorul trafic rutier este unul dintre, alături de poluarea, să spunem, industrială, unul dintre factorii decisivi care, din păcate, contribuie la starea asta destul de precară de sănătatea populației. Dacă aveți în plan, în ciuda, să spunem, unor investiții din ultimul an în transportul public, o eficientizare a transportului public din Ploiești, astfel încât cetățenii să aibă suficient de multe motive încât să-și lase mașina personală și să circule cu un autobuz, troleibuz sau un tramvai. Apropo, tramvaiele cu care circulăm în Ploiești, cred că sunt din anii 80. Sunt din Potsdam, da? Dacă mi-aduc aminte că scria pe ele Potsdam. Da. Dintr-o donație, second hand. Da, nu știu, luată la niște prețuri de rizuri. Acum 40 de ani circulau prin Potsdam. Eu știu că acelea cu farurile pătrate au 40 de ani. Mm-hmm. Sunt acelea tatrele alea cu farurile rotunde, alea sunt ceva mai vechi. Deci e posibil să fie mult mai vechi. Mă gândesc că, nu știu, niște investiții pe bune în transportul public sunt mai mult decât necesare și cred că și încurajarea, nu neapărat prin acordarea de gratuități din astea așa excesive și la toată lumea ca să dea bine la alegeri, ar fi oportune, dar niște mijloace de transport în comun moderne n-ar fi deloc inutile. Nu, așa este. Noi nu putem să convingem oamenii să-și lase mașina acasă dacă se urcă într-o conservă. Și conservă și la propriu și la figurat. Nu putem sta înghesuiți, mai ales în condițiile astea, dar să zicem, o să treacă pandemia, da? În autobuze, în foarte multe autobuze, în momentul de față sunt 45-50 de grade. Adică, efectiv, nu se poate sta acolo. Iarna este frig, umezeală, mizerie, nu se poate așa ceva. Și am discutat cu reprezentanții ITC-ului. ITC-ul nu le oferă niciun fel de suport în momentul de față. Sunt oameni care le se face rău în autobuz și murdăresc autobuzul, da? Și sunt șoferii care sunt puși în situația să curețe autobuzele. E atât de greu să angajezi la cap de linie dacă nu ești în stare tu, ca societate de stat, cu ghilimele, măcar să externalizezi, dar de data asta pe bune, acest serviciu, astfel încât un autobuz sau un troleibuz sau un tramvai să plece în cursă, măcar fără maldărul de coș de semințe sau jegul aferent care e șters din anii Paște. Să angajeze de ce? Pentru că TC în momentul de față are vreo 950-960 de angajați pe organigramă, da? Brașovul și Constanța sunt orașe similare. Deși Ploieștiul este mult mai dens și este mai mic decât acestea. Și ele au 700 de angajați. Bine, n-au rețea de tramvai, este clar, dar totuși, au 700 de angajați. Noi avem 960 de angajați. Sunt sigur că foarte mulți nu sunt șoferi. Asta vreau să zic, sau vatman, da? Nu, cu sunt în birou. Da. Discutam și în emisiunea trecută despre încărcarea asta excesivă a structurii de personal
din societățile Consiliului Local cu pile, rude, prietenii, obligații. Dar atenție, aceștia sunt în funcții de conducere. Asta este cea mai mare problemă. Din nefericire, noi suntem într-un paradox, da? Avem subalterni mult mai bine pregătiți decât șefii lor și cu salarii mult mai mici decât ei. Nu este normal. Și toate pilele acestea sunt, vin pe linie de partid, rudenie, șpagă și așa mai departe. Nu este normal. Pe ei trebuie să-i dăm afară. Șefii aceștia trebuie să-i dăm afară. Da. Vorbim de proiecte de infrastructură, mă rog, să spunem așa, oglinda unui oraș, pentru cei care îl văd prima dată, este intrarea, efectiv intrarea în oraș. Cu câteva excepții, toate intrările în Ploiești sunt absolut jalnice. De la infrastructura precară, la jegul de pe margini, la gropi, la, nu știu, panourile publicitare rupte, ilegale și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră zona asta de intrare, de acces în Ploiești? Bineînțeles că trebuie să avem și noi o intrare civilizată și, în primul și în primul rând, trebuie să avem, de exemplu, acum sunt niște proiecte să facem niște spații multimodale, să lăsăm mașini. Deci noi trebuie să dezvoltăm un pic această zonă, da? să putem să lăsăm mașina, să putem să luăm traficul, transportul public pentru cei care stau în localitățile periurbane, da? Plus că trebuie să avem o intrare în oraș care să arate a oraș civilizat. Adică până nu de curând intrarea spre Buzău, da, era praf, era țândări. Am văzut acum că au asfaltat-o și au pus acele separatoare, dar era țândări. Da. Totuși, dacă vrem în momentul de față să mergem cu bicicleta, da, sau pe jos, vrem să mergem din centrul orașului până în Parcul Bucov, nu putem. Noi nu avem nici măcar o traversare peste centura de est a orașului. Nu avem nicio traversare. Și vă spun clar că am încercat acest lucru acum 2 săptămâni. Nu se poate merge pe jos. Da. Complicat. Legal, atenție, legal. Da. Apropo de biciclete și de faptul că alte orașe chiar încurajează mobilitatea asta urbană prin transportul alternativ, cred că singura pistă de biciclete făcută în Ploiești datează de undeva de dinainte, din 2008, cred că nu mă înșel, din mandatul fostului primar Calotă, și pleacă de undeva din centru și se termină undeva în bariera București. Nu, mă rog, se termină în bariera București cu pauza. Cu pauza de la port. De la port, da, da. Ca la noi, adică se presupune că ții bicicleta în spinare și mergi cu ea pe pod. Da. Logic, cum se face o pistă de biciclete. Da. Bun, chiar nu putem măcar trage niște dungi pe asfalt reconfigurat astfel încât să încurajăm măcar, nu știu, în sezonul estival transportul cu bicicleta? Da, se poate și mai ales pe axa aceasta nord-sud, chiar avem și pe unde, adică este evident, trotuarele sunt destul de late, sunt cât de cât și mai multe benzi, adică totuși se poate pe acea, pe altă direcție este un pic mai complicat. Dar nu se vrea. Nici nu cred că s-a gândit cineva, adică nu cred că și-a pus problema să facă. Adică s-o fi gândit, dar poate dimineața la cafea, dar până au semnat a doua hârtie, au uitat. Bun, ușor-ușor ne apropiem de finalul emisiunii. Cam, nu știu, dați-mi exemplu de o decizie pe care ați luat-o printre primele, în cazul în care ați deveni primar, nu știu, mâine. Care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Ce dispoziție aveți? Am spus-o de atâtea ori și o să o spun în continuare. Unul dintre primele lucruri pe care îl voi implementa este implementarea standardului ISO 37001. Standardul antimit, antișpagă. Am spus-o, eu nu cred că există corupție în primăria Ploiești, apropo de ce am spus cu serviciul de urbanism, nu cred că există, hai să ne asigurăm. Este un sistem de proceduri, de contrasemnări de documente și de circulație de documente care efectiv nu permite șpagă. Da? Sunt mai mulți oameni care își asumă niște responsabilități. Nu se va mai putea la șpagă. Este primul lucru pe care trebuie să facem. Știu eu niște băieți din primăria Ploiești care cu siguranță nu o să vă voteze după ce a spus lucrul acesta, dar... Eu știu mai mulți care nu mă vota, însă... Dar să spunem așa, comparativ cu cetățenii
puși în situația de a da șpagă pentru a-și rezolva mai repede problema, și aici îmi vine în cap un lucru banal, cam de câte acte ai nevoie ca să obții o autorizație de construcție pentru închiderea unui balcon. Da, este... da. Ua, e telenovelă. Nu, nici nu vreau să-mi imaginez unde anume se poate ajunge cu birocrația pentru o chestiune absolut banală. Da, mă rog, este o altă discuție. Domnule Enescu, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Cu siguranță ne vom întâlni și în ultima săptămână de campanie. Vă doresc succes în aceeași măsură în care doresc tuturor candidaților care ajung în studioul nostru. Și cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. Înainte însă o să vă rog, domnule Enescu, să transmiteți un mesaj celor care ne privesc în perspectiva alegerilor de peste, iată, o săptămână și jumătate da. De ce a mai rămas. Păi, proiectul nostru pentru Ploiești este clar, omul potrivit la locul potrivit. De data asta nu avem scuza că nu avem cu cine vota, așa că pe 27 septembrie vă aștept la vot. Bun, vă mulțumesc, cu dumneavoastră mă revăd mâine de la aceeași oră. Până atunci vă spun toate cele bune și multă sănătate. Repet.